Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii România Votează. Iată-ne că am ajuns și la finalul acestui maraton pe care l-au desfășurat candidații pe care se vor prezenta la alegerile locale din 11 decembrie. Spațiul acestei emisiuni este alocat din nou Partidului Mișcarea Populară, iar în platoul emisiunii avem invitați pe domnul Cristian Petrescu, locul 2, Camera Deputaților, și pe domnul Dorin Anta, locul 1 la Senat. Bine v-am regăsit, doamnă profesor. Bine ați revenit. Zicem noi că în acest ciclu de emisiuni electorale am reușit să dezbatem în profunzime și cu lux de amănunte programul extrem de generos al Partidului Mișcarea Populară. Fiind una dintre ultimele emisiuni, consider că trebuie să punem accent pe ceea ce dumneavoastră considerați a fi esențial pentru viitorul României în ca și modalitate de a legifera așa, de așa manieră încât România să-și poată recupera ceea ce a cam pierdut de un an și jumătate încoace și să poată duce cu adevărat la dezvoltarea României. Vorbim astăzi despre economie, turism, învățământ, educație, cam programul noastră cuprinde cam toate aceste puncte de vedere. Absolut, cuprind toate aceste lucruri, pentru că toate aceste lucruri sunt importante pentru România și pentru dezvoltarea României și pentru bunăstarea românilor. Avem lucruri pe care alte partide nu le au, respectiv sănătate, educație și mai ales ceea ce chiar n-am mai văzut la nimeni, încurajarea natalității, pentru că e important să vină și din urmă noi generații, nu doar să vedem cum ne drămuim puținii bani pe care îi avem ca să le fie bine celor care sunt acum în viață. Deci dacă trebuie încurajată natalitatea, trebuie ca oamenii să înțeleagă că numai așa poate crește o țară, fiind populată, pentru că dacă, Doamne ferește, nu reușim să trecem de acest pas, vom ajunge să importăm forță străină de muncă, vom ajunge să aducem oameni în țară doar ca să aibă unde munci, așa cum au făcut țările deja dezvoltate ale Uniunii Europene, care s-au umplut unele din ele cu musulmani sau cu tot felul de alte etnii. E bine să avem românii noștri, să avem grijă de ei, să ne dezvoltăm țara. Cum bine spuneați, am pierdut multe lucruri de un an jumate și nu pot să nu observ că le-am cam pierdut după ce președintele Traian Băsescu n-a mai fost în funcție. De unde eram o țară recunoscută la nivel internațional. Da, eram o țară recunoscută la nivel internațional, eram parte din decizia europeană, pentru că președintele Traian Băsescu putea să-și impună punctul de vedere în fața partenerilor străini, nu ca cei de acum care doar stau să aștepte lumină de la Bruxelles. Și atunci, evident că dacă nu ești parte la luarea deciziilor, nu îți pot fi favorabile deciziile respective decât printr-o conjunctură favorabilă, în sensul că dacă e nevoie de sprijinit agricultorii, să ai norocul ca Franța să-și impună punctul de vedere, care are nevoie la rândul ei de încurajarea agricultorilor. Dar nu asta trebuie să facă o țară, să aștepte că poate o să aibă noroc. Nu. Fiecare trebuie să-și reprezinte interesul național, atât ca țară, cât și al locuitorilor ei. Pentru că, până la urmă, sunt... Eu aș accentua un pic ce spunea colegul meu despre natalitate și despre viitorul nostru ca popor. Din studiile care s-au făcut, dacă natalitatea și cu mortalitatea, rata de creștere a natalității va fi în continuare scăzută, în 20 de ani, 30 de ani, o să fim 16 milioane, 16 milioane jumătate. Cum încurajăm noi natalitatea?
prin păstrarea respectului de sine a mamei și a femeii în general. Nu vrem ca femeile din România să se întoarcă în anii 1800, când stăteau acasă, spălau, călcau, creșteau copii, deci erau, între ghilimele, sclavul bărbatului. Vrem ca femeia româncă, ca femeia din România să fie o persoană demnă, care să meargă pas la pas cu dezvoltarea profesională ca și un bărbat, da? Deci nu am loc în creșă, nu am loc în grădiniță, ori nu fac copii, ori stau acasă, că nu-mi permit, am un salariu mic, nu-mi permit să plătesc o bonă și când pun în cântar educația corectă a copiilor și cu banii care îi câștig și când trag o linie, zic ok, tu stai acasă, spune bărbatul către femeie și știu foarte multe cazuri în ziua de azi, când femeia rămâne acasă, casnică, așa hotărăsc ei de comun acord. Noi luptăm pentru ca femeile din România, ca româncile, să meargă în continuare, să-și dezvolte viața profesională și să-și păstreze demnitatea de om, da? Să nu fie tratată ca un sclav. Și evident să sprijinim printr-un program concret de înființare de creșe și grădinițe, tocmai ca să nu fie nevoie să te duci să te angajezi și toți banii pe care îi încasezi să-i dai pe bonă, că n-ai rezolvat nimic. În același timp trebuie să recunoașteți că vorbeați de această stagnare de un an jumate, dar și de adaptarea legislației la noua conjunctură geopolitică în care Brexit-ul Marii Britanii afectează direct politica tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și aici va fi nevoie de o Românie puternică care să-și impună punctul de vedere în noua conjunctură. În orice conjunctură e nevoie de o Românie puternică. Da. E adevărat că cu atât mai mult în zilele de azi. Dar vă referiți la partea economică sau militară? Da. Sau la politica economică? Vorbim și de politica economică, de politica politică, evident pornește în primul rând de la politica economică. Deci gândiți-vă că este cu totul și cu totul altceva. Așa vorbea diferit când e vorba de politica ca și știință, da. Și politica economică, care fiecare țară își urmărește interesul personal. Adică nici Marea Britanie nu se aștepta ca cetățenii ei să voteze pentru ieșirea. Nu se aștepta premierul Cameron de la acea vreme. Vom vedea dacă se va întâmpla până la urmă Brexit-ul cu adevărat. Pentru că sunt din ce în ce mai multe voci care spun că odată cu decizia justiției că trebuie consultat Parlamentul, s-ar putea să se mai facă încă un referendum și atunci, a fost o eroare și atunci s-ar putea ca britanicii să voteze altceva. Eu cred că a fost o cacealma acolo făcută de primarul Londrei pentru capital politic. Așa cred eu personal, nu implic partidul nostru aici. Personal cred că a fost o cacealma și nu i-a ieșit omului. David Cameron, care cred că este un om de onoare, și-a dat demisia. Și acum când înțeleg, cetățenii, Scoția a sărit în sus, Țara Galilor a sărit în sus, se face atingere la suveranitatea Marii Britanii, același primar al Londrei se întoarce și spune, se pare că am făcut o mică eroare aici, nu își recunosc până la capăt greșeala. Și se încearcă acum să dreagă busuiocul, cum spune românul, cu reluarea... Bine, și am văzut că din punctul acesta de vedere Partidul Mișcarea Populară a accelerat mai mult pe pedala aceasta a creierii din România unui stat puternic care să nu mai fie tratat ca țară de categoria a doua. N-asta ci să fie absolut cu drepturi egale. România trebuie să fie un stat puternic indiferent de contextul geopolitic. Aduceți-mă aminte ce s-a întâmplat într-o țară coruptă, vecina noastră, Ucraina. Un stat care este slăbit, în care instituțiile statului și puterile din stat sunt slăbite, este un stat vulnerabil în fața oricărei imixtiuni din afară. Ca să zic așa. Vorbeam de anul acesta jumătate de stagnare în care iată că fondurile europene n-au fost cele la care noi ne așteptam. Am văzut în programul nostru politic pus un mare accent pe atragerea fondurilor europene ca una din cele mai importante modalități de dezvoltare a acestei Românii puternice. Sigur, acum
nu cred că este vreo formațiune politică ce s-ar putea gândi să ignore fondurile europene, pentru că avem mare nevoie de fondurile europene. Au fost ignorate anul ăsta și jumate, nu vedeți? Păi nu, una e ce scrie în program și alta e ce se întâmplă. În programul partidelor sunt sigur că există. De ce de nu știu câți ani nu reușim să mai semnăm un contract sau să atragem fonduri europene decât pe ce s-a făcut înainte, asta e cu tot o altă discuție și vorbim nu numai de guvernul de tehnocrația vopsitului Cioloș, vopsit PNL și USR în sensul ăsta, nu în cap, sau de guvernul PSD-lui Ponta. Sunt în acea situație. Nu, Ponta n-a mai semnat nimic. Exercițiul financiar 2014-2020, iată că suntem la mijlocul lui și nu avem un contract semnat. După 2 ani jumate, adică după 3 ani, pardon, să se termină 2016. Au trecut 3 ani și nu avem un contract. Unu. Nu avem nimic. Deci una e ce scrie în program și alta e ce realizăm. Noi am realizat, eu unul am realizat, în calitate de ministru al dezvoltării regionale și turismului, care răspundea de POR, de programul operațional regional. Nu numai că am semnat și am inaugurat o multitudine de obiective făcute dinainte de predecesorii mei, dar am și făcut procedurile și termenele, le-am urgentat în așa fel încât toată derularea fondurilor europene să fie mai rapidă și mai eficientă. Ce s-a întâmplat după aia, știm cu toți, au venit unii, au tăiat panglici pe contractele pe care le-am încheiat și finanțat noi și s-au lăudat cu ele și lumea chiar i-a crezut. Asta e, din păcate, oamenii asta au văzut la televizor, asta au luat în considerare. Apropo de România ca stat puternic, nu pot decât să vă aduc, apropo de partea economică, două exemple tot din trecut, cu Traian Băsescu un rol principal când era președinte și când nu lăsa nici măcar posibilitatea ca statele dezvoltate ale Europei să gândească numai pentru ele și s-a luptat totdeauna ca să nu există o Europa cu două viteze, adică zona euro și zona non-euro. Pentru că atunci când se despărțeau cele două, zona euro își vedea bine dezvoltată de ale ei și ceilalți erau ca niște trepăduși pe lângă masa bogaților. Traian Băsescu s-a luptat întotdeauna ca Europa să fie cu adevărat unită și să nu aibă unii buni și alții slabi sau unii puternici și alții vai de capul lor. Și pe de altă parte, apropo de fondurile europene, tot Traian Băsescu a negociat cu Bruxelles termenul de N+3, adică din momentul în care s-a încheiat exercițiul bugetar, să mai ai posibilitatea încă 3 ani să cheltui banii respectivi, pentru că înainte era N+2. Foarte important. Exact în timpul mandatului lui, văzând că se merge destul de greu cu fondurile europene și fiind primul exercițiu financiar, se poate înțelege de ce birocrații români au funcționat mai greu la început. Dar nu ne, și atunci s-a făcut N+3. Pe ideea să mai avem încă un an să atragem. Și birocrația de la Bruxelles. Aici vă dau dreptate și e vorba de cum s-a negociat, pe de o parte, cum s-a negociat cu Uniunea Europeană primul exercițiu financiar și faptul că dosarul românului e atât și al italianului e atât, adică aici, o treime aici, de documente cu care trebuie să vină. Pe de altă parte, neimplicarea băncilor, care nu au finanțat întreprinzătorul urmând ca să-și recupereze banii din fondurile europene și atunci ar trebui să vină omul de acasă cu banii respectivi. Mulți dintre ei nu i-au avut. Nu mai vorbim că s-au aplicat niște corecții absurde pe care până la urmă tot România le-a pierdut. Pentru că acele corecții n-au mai venit de la Bruxelles. Deci omul, funcționarul din minister de la noi tăia acolo 25% sau cât tăia el întreprinzătorului român, că n-a avut ochii albaștri sau n-a avut bască. Și banii respectivi a trebuit să-i dăm înapoi de la bugetul statului către Uniunea Europeană. Deci n-am avut decât de pierdut. În loc să îi învățăm pe întreprinzători, să îi încurajăm. Cât cotizează România? Cât cotizează România? Nu, suntem pe plus. Nu e chiar așa alarmant. Dar am fi putut câștiga mult mai mult. Iată, avem 7 miliarde pe care nu i-am folosit. Păi câte lucruri am fi putut să facem noi cu 7 miliarde de euro în plus? Vorbiți doar de anul ăsta și jumate. De... Nu, vorbesc de exercițiu financiar 2007-2013. Nu mai vorbesc de cât să pierde acum. În plus, de ce am mai pierdut? Pentru că foștii guvernanți, care erau PSD, PNL,
nu au reușit să facă niște autoritățile de management. Până în 2009 era una singură, înființată din 7. Deci, după ce trecuseră deja 2 ani, una singură din 7 era înființată. Cam aceeași situație ca și până acum. Avem autoritățile de management, dar n-are cine să solicită proiectele. E o nebunie. Adică stau banii și noi nu-i luăm. De ce? Nu știm, că nu suntem noi la putere, dar e timpul să venim ca să facem lucrurile așa cum trebuie. Domnule Dorinanda, aș vrea să apelați la experiența dumneavoastră din exterior și să-mi reiterați în această emisiune care ar fi experiențele pozitive pe care le aduce dumneavoastră din exterior și pe care odată ajuns în Senatul României le veți propune legislativul pentru armonizarea legislației românești cu cea a Uniunii Europene spre acea Românie puternică de care ne vorbeați. Am mai spus în emisiunea la dumneavoastră că îmi doresc foarte, foarte mult să fiu în Comisia de Educație și împreună cu colegii și cu colegii parlament, colegii senatori, să reușim să elaborăm o nouă lege a învățământului și care de data asta să nu mai fie ciuntită și tăiată în 1000 de direcții în interesul celor care au universități private. Că aici mi se pare că e tot sâmburile de adevăr. Copilul iese din școala generală tras de mânecă cum se poate. El după aia e lungit până tot liceu, se propusese la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, să intre la facultate și fără bacalaureat. Spunea, da. Du-te la facultate și iei tu bacalaureatul la anul, vă aduceți aminte. Deci mi se pare că tot lanțul ăsta e făcut de așa natură ca sus în vârf acolo să fie universitățile private din România, care încasează zeci de milioane de euro în fiecare an și scot pe bandă șomeri cu diplome. Care nici măcar nu poți să spui când a ieșit de acolo, într-adevăr, un cetățean instruit într-un anumit domeniu. Și am spus, trebuie să primezi calitatea în învățământ, nu cantitatea. Dacă copilul are aptitudini pentru lăcătușerie, lasă-l să meargă la o școală, fă-i înapoi școlile profesionale. O meschinărie fantastică acum în România. Ei, PSD-ul, au distrus sistemul profesional din România, școlilor profesionale, de meserii, și acum vin în fața poporului și spun, noi vă aducem înapoi sistemul de învățământ profesional care a fost distrus în România. Cine, fraților? Hai să spunem, voi l-ați distrus. Și acum, de la forțat de opinia publică, vii și îmi spui mie când faci o favoare că îl reînființez. Deci, aș fi foarte încântat dacă aș reuși să se schimbe acest sistem de învățământ din România, repet, de la un sistem de învățământ cantitativ de acumulare la un sistem calitativ de însușire profundă a cunoștințelor pe domeniul pe care mergi. Și astfel cred că aș putea și lupt din răsputeri pentru chestia asta. Vreau să-mi aduc cele două fetițe ale mele înapoi la București să facă medicină, că își doresc să facă medicină. Carol Davila din București este printre cele mai bune universități de medicină din lume și vreau să le aduc înapoi să facă școală în România. Și ele iubesc foarte mult România. Un argument în favoarea a ceea ce spuneți dumneavoastră este și acest studiu apărut chiar surprinzător, chiar săptămâna aceasta, prin care România se află în clasamentul școlilor, este acel test european care se dă privind nivelul de cunoștințe aprofundat ale acest test PISA, parcă se cheamă așa. Ei, am ajuns unde era sistemul de învățământ român și acum suntem în coada clasamentului. Este... Suntem pentru că sistemul de învățământ din România este demodat, ca să zic așa, cu mințel, să nu folosesc cuvinte dure, epitete din astea urâte. Nicăieri în lumea asta nimeni nu mai pune accent și nu se mai evaluează copilul după cât de multe cunoștințe are de geografie istorice. Copilul este mecanic și neconștientizate. El ia ca un burete, le ține acolo, dar nu le înțelege. Bine, și totul aici pornește și de la și evaluarea copiilor din Occident, da, se face pe faptul că ai înțeles un cuvânt, nu că știi și tu 100 de termeni
savanți. Trebuie să-i și înțelegi. Ok, întrebați un absolvent de facultate de litere ce înseamnă sincretism. Și vă spun că 99 din 100 nu știu ce înseamnă sincretism. De acel și la analfabetism de care am spus formal. Domnule ministru, știm cu toții de la această masă că a fost o politică greșită a sistemului de educație în ultimii ani, pătrunsă de interese materiale ale celor autorilor de programe și manuale școlare. Iată, la atâția ani, la 26 de ani de la momentul 1990, am ajuns, nu avem nici manuale ca omea, nici ele corelate cu programa școlară și așa mai departe. Da, nu știu concret cine a avut interesul să distrugă acest sistem, în afara celor care aveau de câștigat de pe urma manualelor, dar da, sistemul este în colaps, din păcate. 45% dintre elevii români sunt, așa cum spuneați, analfabeti funcționali, în sensul că doar rețin anumite teme fără să înțeleagă și ceea ce înțeleg, asta înseamnă. Că știu că sună urât analfabetismul, dar degeaba, degeaba știi niște cuvinte dacă nu știi și ce înseamnă. Pe de altă parte avem 19% rata abandonului școlar. Vă dați seama peste 20 de ani cum o să arate țara cu aproape 20% din oameni care nu știu carte deloc în urma abandonului școlar și cu alți 45% care n-au înțeles nimic? Păi o să arate așa cum o vor să spuneați partea de stânga. Păi da, dar noi nu asta ne dorim. Noi ne dorim ca oamenii să fie educați, să înțeleagă ce li se întâmplă, nu să stea în sărăcie și în necunoaștere doar pentru că unii factori politici au toată dorința de a-i manipula. Pentru că pe om, cu cât îl ții mai puțin educat și mai puțin bogat, cu atât poți să-l manipulezi mai ușor, ca să rămâi tu la putere. Și mă refer la PSD, că cred că e evident. Și de asta rămâne Moldova subdezvoltată. Îmi pare rău, dar asta e realitatea. De asta trebuie Moldova scoasă de unde e și dezvoltată la nivelul altor zone ale țării. Poate nu la nivelul Bucureștiului, că acolo e un magnet pentru toți investitorii, dar de ce să nu fie Moldova ca în Transilvania? Ascultam o predică zilele trecute a unui preot de aici, din zona Romanului, și era foarte interesant. Spunea că noi românii și în general oamenii spun, când e vorba de religie, crede și nu cerceta. Într-adevăr, în Biblie scrie crede și nu cerceta, dar nu în sensul în care interpretăm noi, adică rămâi prost că e bine așa. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de oameni proști. Dumnezeu are nevoie, când a spus creșteți și vă înmulțiți ca iarba, că astea nu a spus rămâniți proști. Evoluați. Deci încercați să evoluați și să nu înțelegeți că biserica vă pune o piedică în calea cunoașterii. Și atunci chestia, tot ce se întâmplă acum cu învățământul românesc, de fapt, merge exact înspre a lăsa oamenii neștiință și a fi conduși ca o gloată. Data, din păcate, din păcate, haideți să ne uităm să ne întoarcem la alegerile locale din 1 iunie și să ne uităm cât de roșie a devenit harta României. Nu știu dacă e bine sau e rău. Eu spun așa că plătim tribut la ceea ce am făcut în anii comunismului. Din 45 până în 90 și chiar și înainte ne-am ucis intelectualitatea, ne-am ucis tot ce era sfânt în țara asta, într-un fel sau altul, sau i-am marginalizat, sau i-am ținut în pușcării, sau i-am trimis în Siberia, sau i-am trimis în Delta Dunării să moară de fric și de foame acolo, da? Și aduceți-vă aminte cu ăia care au pribegit prin deșert 40 de ani și după 40 de ani abia i-a lăsat Dumnezeu să pribegească fără nimic, fără să le dea nicio speranță, și abia după 40 de ani s-a născut o nouă generație care a schimbat țara sfântă și așa mai departe. Probabil așa se întâmplă, au trecut 26 de ani, acuși 27, și suntem aproape la fel în întuneric cum eram în 1989. Înseamnă că dacă mergem pe paralism aici și spunem că dacă din 45 până în 89 ne-am omorât intelectualitatea și ne-am tăiat singuri filonul românesc,
probabil o să dureze prin analogie 49-50 de ani până când o să vină o generație care o să facă într-adevăr schimbarea. Noi nu avem pretenția că noi, Partidul Mișcarea Populară, o să reușim să facem schimbarea în următorii 4 ani. Este imposibil. Trebuie aici, trebuie lucrat la mentalitatea omului, trebuie schimbate obiceiuri care au fost întipărite. Nu vă îngrijorează ceea ce v-am spus eu, cum a arătat, credeți că lumea va ieși la vot în suficient măsură încât să voteze dreapta? Pentru că eu sunt îngrijorată, sincer să fiu, de ce s-a întâmplat la locale. Păi da, depinde numai de ei. Păi aici este. Dacă oamenii înțeleg că ne-am întâlnit cu atât de mulți oameni în tot Neamțul, în Roman, în zona Romanului. Și înțelege lumea asta, întrebarea. 99% sunt nemulțumiți de ce li s-a întâmplat până acum. Păi dacă îi votezi tot pe aia de până acum, e dovedit științific că îți va fi la fel de rău sau chiar mai rău decât mai până rău. Acum. Ce, dacă ar fi putut și ar fi știut să facă ceva, ar fi făcut până acum, din moment ce au fost la butoane. Dacă ești nemulțumit, înseamnă că trebuie să votezi cu altcineva. E adevărat că mulți dintre ei și-au pierdut speranța și înțeleg. Au trecut atât de mulți ani și au avut atât de dezamăgiri încât și-au cam pierdut speranța. Mă, da, e ca la loto. Dacă nu joci, nu câștigi. Dacă nu, dacă votezi tot cu ea de până acum PSD-PNL, ai garanția că o să fie la fel de rău sau mai rău. Pe mine asta încearcă să dai șansa altcuiva, dar nu poți să o dai decât dacă te prezinți la vot. Dacă n-ai venit să bagi votul în urnă, n-ai rezolvat nimic. Stai acasă dezamăgit și vei fi și mai dezamăgit. Și deprimat. Rezultatul alegerilor locale pe mine una m-a dezamăgit. Vă aude un lider de aici, de la Roman, că la Roman nu-i roșu, la Roman e galben-albastru 78%. Vă rog frumos, deci nu faceți atac la persoană. Acum nu fac niciun atac la persoană, dar mă gândesc la faptul că totuși ne aflăm în doamna Ordean, alegerile astea de duminică, alegerile astea de duminică o să vă demonstreze și dumneavoastră și o să ne arate și nouă și celor care au greșit până acum că oamenii din Roman și din județul Neamț sunt oameni foarte deștepți și mă bazez pe bunul simț al nemțenilor că ar trebui, vorba unui om, nu spun eu care, ar trebui să-i ardă de data asta. Să spună, m-am săturat de mutrile acri care le văd, avem nevoie de oameni noi care au intrat în politică, avem nevoie de oameni cinstiți, în primul rând. Și avem nevoie fără să dosare, mergem la vot. Fără dosare, fără astea, pentru că am mai spus și o spun, poporul care își alege conducători hoți și trădători, acel popor este complice la furt. Îl votez pe unul care are deja condamnare definitivă și irevocabilă cu suspendare, deci a fost demonstrat ca hoț, dar legea a fost permisivă și a spus ok, nu. N-ar trebui în primul rând să fie lăsat să candideze unul la mână și al doilea la mână să opinia publică să ia să spună acele societatea civilă, acele fundații care se ocupă de discutare și de formarea opiniei publice, care primesc bani publici, bani de afară din fundații, să iasă și să spună oameni buni, nu e ok, ești complice cu el la furt dacă îl votezi tot pe asta. Bun. Dar eu mă bazez, repet, mă bazez pe bunul simț al moldoveanului și pe educația aia nativă, creștinească, religioasă și o să zic odată, stop hoției, hai să înțelegem porunca a șaptea la catolici și porunca a opta la ortodoxi, care spune simplu, să nu furi. Bun. Și nu are unități de măsură, deci doar spune, să nu furi. Și dacă o să facem chestia asta, rezolvăm problema din România, doar așa. Mie, de ceea ce mi-este frică că așa cum am fost obișnuiți în ultimii ani, vor vota așa cum le spune primarul. De asta mi-e teamă mie. Da, din păcate, în multe zone așa se întâmplă și ăsta va fi primul meu proiect când voi ajunge în Parlament, să desființăm acest sistem mafiot, pentru că este efectiv un sistem mafiot. Președintele de CJ îi spune primarului, dacă nu mi-aduci 1000 de voturi, stai banii de finanțare. Primarul le spune celor din comună, dacă nu mi-aduceți 1000 de voturi, nu mai aduc bani pentru comunitate. În plus, mai sunt asistații sociali pe care, în loc să-i pună la muncă, așa cum prevede legea, îi ține să stea liniștiți acasă, în loc să presteze muncile respective, că după aia nu-l mai votează. Deci e un întreg lanț bazat pe un sistem strict mafiot, la care Severin, de exemplu, s-a rezolvat problema cu Sorin Frunză Verde și cu toți ceilalți care au practicat același sistem.
Și știu că oamenii legii se îngrijesc ca acest sistem să nu mai existe. Dar până se îngrijesc ei, e bine să reglementăm corect prin lege, fiecare localitate să aibă un buget bine definit, 0,0073 din PIB, de la București, nu să vină direct, să nu mai treacă prin nimeni, în funcție de numărul de locuitori și de necesitățile de dezvoltare. Și așa știm și că ridicăm zonele mai puțin dezvoltate, să le aducem spre nivelul celorlalți. Nu o să se poată întâmpla într-un an, în 5, în 10. Dar încetul cu încetul să reușim să aducem către același grad de dezvoltare toate zonele țării, pentru că nu poți să ai într-o parte salarii de 2000 de lei și în altă parte salarii de 1000 de lei. Mesajul final. Firea lucrurilor. Mesajul final, vă rog, pentru emisiunea de azi. Mulțumesc, dragă coleg. Eu o să mă adresez celor care de obicei nu iasă la vot, care nu își exercită dreptul constituțional de a vota și de a-și alege conducătorii de următorii 4 ani. Oameni buni, în viață nu trebuie să fii spectator la ceea ce se întâmplă, trebuie să fii activ, să fii proactiv, cum e la mod acum termenul ăsta, proactiv. Dacă nu ieșiți dumneavoastră la vot, oamenii cu conștiință și oamenii care au un anumit grad de cultură, o să vă decidă viitorul tot cei care vi l-au decis și până acum. Nu v-ați săturat? Încercați să ieșiți, încercați să fiți activi în schimbarea pe care o doriți cu toții, doar dumneavoastră o puteți face. Putem schimba clasa politică în fel și chip, dar dacă lăsăm să iasă aceiași oameni la vot, o să avem iar o majoritate de 80% care votează numai ce vor ei și nu o să avem opoziție. Uitați-vă că în România de ani de zile nu avem opoziție. Dacă nu o să avem anul ăsta și anii următorii 4 ani un parlament omogen în care să existe putere și opoziție, nu mergem înainte, rămânem, stagnăm în cel mai bun caz dacă nu mergem înapoi. Deci vă rog din inimă, ieșiți la vot, votați cu cine vreți dumneavoastră, dar ieșiți măcar pentru ca proporțiile ucigătoare care s-au obținut până acum să nu mai fie aceleași. Deci să omogenizăm într-un fel parlamentul. Ok, îmi doresc foarte mult ca voi să alegeți poziția 8 pe liste la deputat și la senat, îmi doresc foarte mult, dar măcar ieșiți și exercitați-vă dreptul constituțional la vot. Mă bazez pe înțelepciunea dumneavoastră. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, stimați telespectatori, pentru interesul care ne-ați urmărit și ne revedem la o nouă ediție a emisiunii România Votează. Mulțumim, la revedere! Pe celălalt!